câine scurb. Vara e normal. Câinele a slăbit destul de mult. Se află în perioada de năpârlire. Toți ciobănești românești corbi în acest, și nu numai ciobănești corbi. Toți ciobănești românești în această perioadă sunt destul de slabi și au roba într-o condiție precară. Au fost și cățele în călduri. E normal să fie așa. Oricum, până la toamnă o să se îmbrace din nou în păr și va arăta mult mai bine. Deocamdată, năpârlită. Asta este un câine foarte activ, care a reușit să rupă sârma pe care culisa lanțul, a rupt curelele, lanțurile, a rupt cam tot ce putea să se rupă. Și ăsta e motivul pentru care în momentul de față stă legat de un pom. Da, și pomul a cojit și de scoarță și de tot ce putea să-l cojească. Câine este foarte activ. Un câine tânăr, un câine puternic, un câine în formă. Și lângă el, tovarășul lui, un copui ardelenesc. Deci două rase românești. Un ciobănesc românesc și un copui ardelenesc. Câinele face serviciul la târla de capre. Gata, mă, gata. Gata, mă, băiat.